Bună și bine v-am regăsit! În acest episod aș dori să vorbesc despre pătarea unghiulară și despre mană din cultura de castraveți, care provoacă daune însemnate din cultură. Pătarea unghiulară este produsă de bacteria Pseudomonas syringe, iar atacul se manifestă pe toate organele ale plantei. Primele simptome apar pe frunze. După cum vedeți, aici am în mână o frunză, apar aceste pete triunghiulare, mici la început, de culoare galben, după care în stadiu avansat se brunifică și toate țesuturile frunzei se usucă. Apariția acestei boli este cauzată de umiditate de peste 90% și temperaturi ridicate de peste 30 de grade. Această boală se mai poate transmite atât prin sămânță, prin vânt, prin sistemul de irigare și cât și prin lucrările efectuate de zi cu zi. Care ar fi măsurile de prevenire împotriva acestei boli? În primul și în primul rând, dezinfecția semințelor, rotația culturilor, folosirea amendamentelor la sol, folosirea semințelor cu rezistență și, dacă doriți să faceți tratamente chimice, de obicei preventive, cu substanță activă optimă și cu doza optimă, se pot folosi tratamente cu fungicide, de exemplu Melody Compact, Ortiva, Funguran sau Zeamă Bordeleză. Acum aș trece la a doua boală, la mană. Mana este produsă de ciuperca Pseudoperonospora cubensis, iar după cum vedeți, această boală se manifestă doar pe frunze. La început apar aceste nervațiuni care se colorează din galben în brun, pe partea superioară a epidermei se brunifică, iar pe partea inferioară a frunzei se depune un puf cenușiu care în timp va afecta planta din creștere. De aceea măsurile de prevenire sunt aproape identice ca și la pătarea unghiulară. În plus ar fi tratamente preventive cu diferite fungicide precum Acrobat, Poliram, Ortiva, Infinito și Captan. Toate pentru aceasta este foarte important să știți cum să le aplicați. În prima fază de dezvoltare a plantei sunt nevoie de folosirea fungicidelor sistemice, iar după ce planta s-a dezvoltat și foliajul este bine dezvoltat, se vor folosi fungicide de contact. În afară de aceste tratamente chimice, mai se pot folosi și tratamente biologice cu apă și lapte, deoarece proteinele din lapte care intră în contact cu razele solare pot crea efecte antiseptice și care ajută și previne această boală. Eu vă mulțumesc, nu ezitați să apăsați butonul de subscribe pentru alte videoclipuri care vor urma din diferite culturi. Până data viitoare, toate cele bune, la revedere!